Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, vă aducem salutări de acasă, vă aduc salutări de la Daia Română, biserica de acolo și biserica din Teiuș, de care ne ocupăm. Știu de venirea mea încoace spre dumneavoastră și m-au îndatorat să vă aduc multe salutări și binecuvântări din partea lui Dumnezeu, fratele păstor Marinel Mureșan, păstorul meu. De asemenea, m-a rugat să transmit bisericii dumneavoastră și bordului de lucrători de aici și tuturor oamenilor care așteaptă venirea Domnului că vă încredințăm de faptul că și noi, ca și dumneavoastră, ne silim înspre aceeași împărăție. Dumnezeu să vă mult binecuvinteze! Eu am emoții foarte mari și de obicei când am emoții și sunt obosit, problematica aceasta comportă cel puțin două valențe. Fie nu-mi găsesc cuvintele și voi încheia foarte repede, fie prea găsesc cuvinte și uit să mai închei. M-am uitat după un ceas pe aici, acolo, da, e numai pentru mine, da. Dumneavoastră n-aveți ceas, așa că lăsați-mă pe mine să mă uit la el. Așa după cum spunea și fratele Cristi, am avut deosebită bucurie să slujim și în Germania și în România, în mai multe momente, în câmpul slujirii și provocând această prietenie acceptată de dumnealui, v-ați pricopsit cu noi aici și nădăjduim ca după ce plecăm să rămânem prieteni. Așa că vom fi cu mare, mare, mare grijă și băgare de seamă. Frați și surori, lăsați-mă să mă alătur fraților mai destoinici și mai înțelepți decât mine, să adaug și eu ca o continuare a gândurilor care au fost deja expuse aici. Un aspect extrem de vital și de important pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Biserica Domnului. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să puteți deosebi, adică avem variante. Adică avem de ales. Ne-ar fi foarte simplu, ne-ar fi foarte la îndemână tuturor să nu fim nevoiți să ne complicăm, să ne batem capul, cum spunem noi români. Să distingem, să evaluăm, să cântărim, să probăm ca să putem alege cea bună, plăcută și desăvârșită voie. Ca să puteți deosebi implică niște senzori, o anumită aparatură care poate face selecția și distinția între și între. La noi în România se spune că nu tot ce zboară se mănâncă. Adică nu tot ce auzim, nu tot ce ni se spune, nu tot ceea ce improvizăm uneori e de fapt voia lui Dumnezeu. Și uneori din nefericire asistăm la această dramă, la amvoanele bisericilor. Se uită frații noștri, se uită tinerii noștri și spun fraților, am auzit pe un frate spunând asta, la voie diferit. Explicați-mi, lămuriți-mă! Să puteți deosebi
Nu eu trebuie să vă lămuresc. Aici e problema. Dumneavoastră trebuie să deosebiți. Asta implică muncă. Asta implică sacrificiu din partea mea. Asta implică deschiderea Scripturii, plecarea pe genunchi, stăruință înainte lui Dumnezeu, să aflu care e voia lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit în vremea aceasta ca totul să ne fie pus pe tavă. Mai nou, acum și eliberările și iertările de păcate, ca la Biserica Ortodoxă, te duci acolo și spui, frate, vreau să fiu și eu iertat. Și altcineva se roagă pentru tine, și altcineva te eliberează, și altcineva te iartă, și altcineva, și altcineva. Să puteți deosebi, e la timpul prezent, la persoana întâi, singular. În mod individual implică atenția ta, munca ta, strădania ta, seriozitatea ta. N-o să te pot scuza și n-o să mă pot scuza spunând, la noi așa au fost, frate, la noi cam așa se spuneau lucrurile. Iubiții mei, acum avem amvoane, clădiri frumoase, avem slujitori care propovăduiesc Evanghelia, dar s-ar putea să vină ziua când nu mai avem asta, nici cablurile care ne poartă mai departe. Ai discernământ, ai tăria, ai disciplina deosebirii voii lui Dumnezeu în tine, ca un motor, ca o acțiune interioară, ca ceva care te mobilizează, te determină. Sau lăsăm totul pe seama altora. Să puteți deosebi, și zice Pavel aici, bine. Adică e posibil să fie lucrurile și puțin superficiale în determinarea voi. Frate zice, mi se pare că asta e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, cu privire la școala mea, la perspectiva mea, la cariera mea. Mi se pare că asta e voia lui Dumnezeu. Nu. Să deosebiți bine. Se cere acuratețe. Se cere claritate, se cere discernământ profund. Că altfel, într-o intersecție, mai ales cum la dumneavoastră aici, eu la Daia, uneori avem drumuri care sunt numai cu o bandă și trebuie să mă trag de o parte când vine altcineva din contrasens. Aici îmi pune pe GPS 3 săgeți la dreapta, 2 înainte, 2 la stânga. E foarte complicat și trebuie să deosebești bine, bine. Cât de atenți suntem la calitate când vine vorba de determinarea, de înțelegerea voii lui Dumnezeu? Cât de atenți suntem la detaliu? Zice Biblia că David pleca la luptă cu armata. Dumneavoastră știți, aici se predică foarte mult și foarte bine și se spun foarte multe lucruri, eu doar trec peste. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se oprește cu armata undeva într-o pădure, era pădurea cu duzi, foarte mulți duzi acolo, și la un moment dat Dumnezeu îi spune lui David, când vei auzi un vuiet de pași în vârful duzilor, să pleci că biruința e de partea ta. Cine mai stă să asculte foșnetul din vârful duzilor? Într-o aglomerație, într-un tumult al mesajelor, al predicilor, circulă pe internet, în toate direcțiile, tot felul de mesaje și suntem abundați efectiv, că nici nu mai știi ce să mai asculți. Și vin așa în cascadă, unul după altul, unul de o culoare, unul de altă culoare, unul duce într-o zonă, altul în altă zonă. Și nici nu mai știi ce să mai faci, cum să mai pui problema. Și Biblia zice să deosebiți bine ceva fin. Te preocupă calitatea? Să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Unde e voia lui Dumnezeu? Eram copil și se citea Psalmul 34 foarte des la noi în adunare. Suntem o adunare mică, așa, cam cât e corul vostru aici, o parte din cor de aici. Una dintre ele, una e mai mică, una e mai mică, o bagi aproape în cutia asta de la dobe de aici. N-avem numai vreo 7 membri. Se citea Psalmul 34, când îți întorci privirile spre el,
te luminezi de bucurie. Și în mintea mea de copil era așa o întrebare, o frământare. Unde-i? N-am văzut pe nimeni să-și întoarcă privirile într-o direcție și să trăiască așa o altă dimensiune a întâlnirii. Voia lui Dumnezeu e aici în carte. Voia lui Dumnezeu e Biblia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă vrei să o deosebești, aici ai voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să o deosebești bine, aici ai acuratețea și claritatea voii lui Dumnezeu. Ucenicul e definit prin natura termenului de unul care învață în continuu, de unul care caută în continuu, de unul care cercetează în continuu. Și noi suntem chemați să fim ucenici ai Domnului. Asta implică în mod obligatoriu o permanentizare a căutării, a cercetării. Zicea Domnul în 17 Ioan, versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ești chemat să cunoști voia lui Dumnezeu, ești chemat să fii responsabil, ești chemat să înțelegi că trebuie să faci selecția, distinția, să o faci bine și să înțelegi că doar în Scriptură o găsești. Sunt creștini din ăștia senzuali, care înțeleg voia lui Dumnezeu și pricep voia lui Dumnezeu pe baza simțămintelor, pe baza zonii aceasta foarte volatilă, foarte mișcătoare. Ei n-au nevoie să citească în Scriptură, ei îl simt pe Dumnezeu sau nu îl simt, ei trăiesc așa niște experiențe, mai repede decât l-ar cunoaște pe Dumnezeu, vor să experimenteze cu Dumnezeu. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Amin.